Bine ați venit la ultimul episod din alfa-ul ăsta, pre-alfa-ul din Slime Rancher pe care am fost disponibil să le fac host. Suntem pe lumea noastră numită prea bine Pula. Și am să vă arăt tot ce ar trebui să știți despre Slime Rancher în momentul ăsta, după ce am terminat toate lucrurile care le-am putut face noi pe lumea noastră minunată, prea minunată, fără două coaie. Cred că pula n-are două coaie, neapărat. Când spui pula te referi la fără coaie. What the fuck, am un Q-berry. Deci, aici am apărut noi prima oară, cel puțin acolo, și am început să luăm tot felul de ăștia rozalii, să-i creștem ca pisicuțe grase, după care am făcut coralul ăla din ce în ce mai mare, adică cușca în care se află, am pus net și așa mai departe. Vreau să vă arăt exact ce trebuie să ai ca să zici că ai finalizat cel puțin până în early access-ul sau 2-3B-ul. În primul rând, aici am ajuns de bani. La mine deja știu, market flow s-a schimbat și totul e în creștere. Da, totul e în creștere, nimica nu e în scădere. Zonele astea libere ar trebui să fie următoarele lucruri, da, care o să apară în joc după ce se intră în alfa, presupun, sau cel puțin în beta. Apoi, aici am făcut deja câteva tranzacții și am dus toate cutiile și așa mai departe. Am ajuns la niște căcaturi care nu le-am mai dat pentru că n-aveam de unde să agros de ele. N-aveam de ce să agros de ele. Pentru că, pur și simplu, în momentul ăsta nu prea mai am nevoie de mare lucru pe aici. Singurul lucru care aș putea spune că mai am nevoie și să nu fie 100% complet sunt niște achievement-uri și presupun niște combinații între astea, da? Orice combinație dintre monstrele din astea nu s-ar mai merita. Hai să vă arăt în detaliu mai exact ce am făcut. În primul rând, ferma, ca să dau mâncare la astea. Am umplut o fermă cu căpșunele, Q-berry-uri. Am făcut-o la maxim, i-am dat sprinkle-ul, i-am dat minerale, i-am dat sperietoarea de ciori, i-am dat soil-ul și mai departe. Asta e doar ferma, care le dau la animăluțe, dar mai întâi să o luăm în partea din stânga, că tot suntem aici, ca să vă arăt exact ce am schimbat de ultima dată când am făcut video-ul. Pot să spun doar că am adăugat niște lucruri. Am făcut o fermă ca să am ce să dau de mâncare la găini. Bine, practic, pe mine n-a seama că găinile nu mănâncă așa ceva, că ele cresc doar în căcatul ăla, așa că le-am făcut un căcat din ăla. L-am făcut la maxim și pe ăsta și le-am adăugat aici. Bine, noi am pus double walls. Apoi, am combinat aici niște... niște boom cu niște pink. Și am făcut bine că i-am adăugat aici și nu altundeva, pentru că dacă aș fi trebuit să auzi zgomotul ăsta, fiecare 3 secunde aș fi nebunit. Faza e că... înainte de ăștia am făcut aceeași căcat într-o mușcă lângă mine și am înnebunit deja și am făcut asta și în peșteră. Trebuie să vedeți, au, putu-s pula mea. Vedeți, am zis, te lovește la fiecare 3 secunde când treci pe lângă el. În fine, ăștia nu sunt tocmai super mega scump pentru că au pink-ul care valorează de căcat. Efectiv e cel mai ieftin, dar punk mai e practic printre cele mai scumpe. Și e plus că e plin de găini, deci locul ăsta se merită doar pentru super mega multe găini. Și cu găinile hrănești pisicuțele sau lucrurile care mănâncă doar carne. Și acum ați văzut cum arată grădina mea din spate, care am făcut-o cu voi de față. Hai să vedem și pe altele după, pe aici. Ok, asta e grădina care v-am arătat-o, e doar cu căpșunele, aici e aia așa. Pisicile de căcat care am stat un episod întreg doar să le adun, dacă de mari s-au făcut. Acum mor de foame, că nu le-am mai dat de mult de mâncare. Luați una, săracilor. Aici fericiți acum. Au coralul cel mai scump, mai puțin că n-are shade pe el, pentru că nu-mi plăcea să pun shade peste rozul ăsta care arată oribil. Ideea e că am aici autofeeder-ul, exact ca tu pe LOL. Aici este strângătorul de căcățele, lorturi, practic e cacă de pisică. Are net-ul, are double walls-ul și are și muzică, după cum vedeți, aici și ideea, de obicei mai și ador ca proastele. Apoi ăsta are aceeași căcat, pur și simplu, are și muzica, are și muzica, numai că ăștia nu se liniștesc de la muzică, ok? Asta e o combinație super mega scumpă. Este miere și magma, sau boom, îmi place mie și spune, arimat. Efectiv, am făcut rost de toți ăștia, mai puțin ăia, care nu sunt încă dați drumul în alfa-ul ăsta. Ce pot să spun e că combinația asta, uite, honey și cu boom e cea mai scumpă dintre ele. Puddle slime-ul ăsta nu pot să-l combin cu nimica din câte am găsit eu până acum. Tarul am găsit din păcate. Și am să vă arăt, ăștia efectiv fac foarte mulți bani. Deci dacă vreți să faci o fermă de bani,
Nu știu dacă să vă recomand ăștia sau nu, că ăștia sunt greu de harvesta dacă n-aveți bani și de ăstea, până nu o faceți voi rost. Dar eu prefer pe ăștia să-i harvest, deci dacă aș face o fermă, aș face numai din ăștia. Apoi n-am pe nene ăsta, n-am vrut să pun mai mulți cu el în apă, am găsit o groază de ăștia albaștri. Sunt practic rar, dar am găsit mai mulți că m-am plimbat pe mapă. Îi găsești la orașul de Slime City, cel puțin în pandalul ăla acolo, și fac water. Padele și pute pupu. Și ăștia faza e că nu necesită nimic, efectiv. Nu necesită nimic. Îi lași în apă, le aduce apă din când în când și îi fac căcaturile astea foarte scumpe. Sunt poate penultimele cele mai scumpe. Sau printre. Ideea e că l-am lăsat singur el că îmi place cum arată, deci că e un Piplup. Îl mai știți din Pokémon? Piplup, Piplup. Și aici am pus un incinerator, pentru că deci vreți să vă arăt cum arată incineratorul? Ce face mai exact? E o pisică de căcat care eu o iubesc și o arunc în asta. Ce orde! Wow! Și poate că l-am pus aici pentru că pisicile astea efectiv nu știu cum ieșeau din cușcă. Ieșeau, nu știu cum intrau la ăsta micul cu apă și îl violau. Îl violau și într-un fel se creau niște, deci mâncau chestiile albastre de la ăsta cu apă. Și când unul combinat, cum e pisica, care e făcută dintre pisica și ăla roz, mănâncă un alt... cum dracu-l cheamă ăsta? Domnul. Un alt plort. Se transformă în căcatul ăla mare care mănâncă tot. Ok, și odată s-a transformat în căcatul ăla mare care mănâncă tot și eu nu prea aveam ce să fac decât să-l iau să-l arunc în incinerator. Și aia a fost. L-am pus aici, frumos, aranjat. Nu merge să-l upgradez nimica. Nu știu cum am explicat asta. Asta este silozul, depozitul în care adun tot. L-am făcut la maxim, adună 4 chestii, vreo 50 de locuri fiecare. Nu știu sigur că 50, 40, 50. N-am folosit niciodată la maxim, să văd. Aici este ferma mea de găini, una dintre ele. Am peste tot câte una și în spate acolo e plin de găini, după cum v-am arătat. Aici are tot. Are soilul, gresul, lumina care le fertilizează, adică le fute în cur, practic. Și am cocoș de toate, găini de toate tipurile. După cum observați, în stânga jos mai am o cheie, pentru că ați văzut un episod, deci am postat un episod în care v-am arătat toate secretele legate de ăștia care se ascund și era un fosforus care se ascundea undeva și el avea o cheie. Nu numai ăla ros care l-am spart noi, era un fosforus gigantius din ăla care era ascuns într-o peșteră și el avea o cheie și n-am ceea ce cu aerocanată până nu se termină alfa-ul ăsta ca să pot să o folosesc. Probabil o să adauge o nouă room. Și cu astea fiind gata, am făcut o cameră de distracție frumoasă. Aici și lișa în spate, în spătișor, unde am aranjat toate chestiile colorate. În peșteră am făcut chestiile astea super mega drăguțe, chiar arată super mega drăguț. Am pus niște dăia care zboară și niște dăia cu miere. S-a transformat chestia asta super mega frumoasă, nu știu, îmi place foarte mult cum arată designul tot. Super am automat tot, adunăm mâncarea singură, aceeași idee de cușcă la maxim. Noi am mai pus, cred că, muzică sau ceva în genul, pentru că ăștia dacă îi puneam pe muzică, efectiv, cădeau pe jos și nu mai dădeau mâncare, nu știu ce dracu. Asta e combinația dintre ea care zboară și BOOM, ceea ce iar e super mega destructiv, dar își fac banii. Și plus că sunt foarte mega colorați, de-aia am pus la intrare. Adică am făcut chestiile astea cu netul și așa, special pentru ăștia, ca să fie colorați în peștera asta întunecată. Și mai intră lumină și pe aici. Apoi aici sunt niște dăștea de pe afară, că le-am arus aici doar ca să văd cum reacționează la anumite chestii. Practic i-am făcut pentru test chamber. Adică aduceam și testam pe ei chestii, gen îi făceam dălea nașpa neghișiun dălea tar. Aici încă e o fermă de asta completă de găini, care are tot fertilizatorul, soilul, pământul, iarba, tot. Și cam asta am făcut eu până acum. Adică practic mai mult nu ai ce să faci decât să vreau să achievement-urile toate sau să mă chinui să fac groaz de bani ca să fac totul la maxim fără niciun motiv. Deci singurul lucru care lăsește e gen muzică pe unele din astea sau nesemnificativ. Când o să iasă din alfa, probabil apare și ceva nou, gen v-am arătat hărțile alea care nu puteam să ajung la ele, deci probabil o să fie accesibile cândva. Și așa ca de sfârșit de episod, toate că ăsta e mult mai scurt ca celelalte dinainte, vreau să vă arăt ce se întâmplă când combin chestia asta, doar, nu doar să vă spun, ci să și vedeți. Hai să luăm o pisicuță. Care doarme? Să ne distrugem toată ferma, de ce nu? Punem aici în colț. Și dăm să mănânce. Pup. Ai nota aia de apă de căcat. Trebuie să dau una de ceva diferit. Sper că nu pleacă prea departe. Uite, deci dacă dau pisică și rost, nu se vede diferența, dar
Dar dacă cumva eu sunt colecționar de găini în masă și fac rost de găini să le dau la nenile astea, să sperăm că colectorul meu va alege ceva din ele. Haide, una nenea trebuie, una, strânge una, o văd eu aici, o văd. Hai frate. Într-o parte grasul pulit. Au. Nu vreau să mor la sfârșit de episod. Nu vreau să mor. Hai mă, șeful, pula mea, la o parte. Șeful. A luat-o? Vezi? Chestii de astea nu sunt tocmai utile. Au, pula mea. E greu să intru să eu. Gata. Așa, acum să luăm pisicuța. E lag de la exploziile alea, pur și simplu, îți dă lag, pentru că e fucking prealfa și mi se fute tot. Și acum hai să vedeți cum se transformă ea în... Ce pizda mă te faci, mă? Bă, treci mă înapoi. Nimeresc. S-a transformat în pula asta, care o iau. Înainte să-mi distrugă tot ce am. Să nu cânești în altul. Pau, motherfucker! Și cam asta a fost. Ca să vă arăt că se transformă așa. Și cam asta a fost așa în jocul ăsta. Sper că v-am răspuns de toate întrebările pe care le-ați putea avea voi în viitorul vostru apropiat. A, și legat de upgrade-uri nu le-am făcut pe toate pentru că... Da, nu erau nimic interesant. Efectiv erau de la useless, care nu-ți trebuie mai mult de ce am acum. Și, asta fiind spuse, Alpaca King vă urează succes la harvestatul slime-urilor. Să nu combinați trei chestii, ok? Mi-a făcut toată ferma de 4 ori. De 4 ori. Așa, am picat în apă, am numărat. Am picat în apă de 64 de 64 de ori. Dintre care 54 de ori au fost constante pentru că s-a blocat jocul. Adică efectiv făceam. Bă, pot să vă arăt. Veniți-vă puțin, că eram aici și picam gen floșc, floșc, mă urcam înapoi, dar picam înapoi și muream și mi-arăta knockout, picam înapoi, mă ridicam înapoi, picam înapoi, muream înapoi și acum să mă simt și de dragul vremurilor bune. Adio, lume! Și asta a fost. Dacă vă aveți episoade din astea gen când apare alfa-ul, probabil o să mai fac dacă mă interesează ce apare. Dacă cumva cocoșul ăsta nu mai urlă la mine mereu, deci e ziua 22 când joc chestia asta, mă doare capul de la căcatul ăsta de joc. Gândiți-vă că mi-a sunat în cap cocoșul ăla de 22 de zile. E fie dată când muream, gândiți-vă puțin. E, știți care e faza? Când nu mi s-au resetat zilele. Știți că am spus că am murit de 64 de ori și am ieșit din mi-a dat acolo, era bugui număr, efectiv, gândiți-vă că era un număr care făcea drrrr, așa. Și când am ieșit din joc s-a restat la 22, ca și nu s-au pus morțile alea. Și am ieșit iteme în inventory și s-au spawnat pe apă, rămâneau, se spawnau o dată cu mine, făceau așa, zici că dereau lava și după aia dispăreau. Nu știu ce pula mea a fost chestia aia, dar asta e ferma mea, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți like, ca să-mi dau și-o seama dacă mai vreți, aha, ceva, sper să nu, și subscribe, ca să vă abonați canalului meu magic și al nostru, de fapt, și se pare că am făcut ceva magic, am făcut o ferhmă. De căcat, hai să ne sinucidem, de fapt, hai să ne sinucidem în propria noastră muncă. Hai să ne cât le ia să ne omoare. Și cât timp murim, mergi să ne aruncăm în incinerator? Nu trebuie. Se pare că nu. Cât timp ne ia să murim în chestia asta, vă urez baftă în continuare, Alpaca King out. Nu uita de ce v-am zis. Fiermi săroi pentru voi.